Bună ziua! Am făcut o etalare. Cum vor fi următoarele zile? O să vă rog să vă alegeți una dintre cele patru variante. Varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3 și varianta numărul 4. Și voi începe cu varianta numărul 1. La varianta numărul 1 pot să zic că vă confruntați cu o situație posibil în legătură cu jobul, dar veți avea de câștigat. Chiar dacă acum nu vedeți cum se poate rezolva această situație, se va schimba cât de curând. Și totul va fi foarte bine. Nu vreți în acest moment să vedeți că există poate altă oportunitate de job. Dar până la urmă vă dați seama că mai există și alte posibilități. Va fi o schimbare de direcție. Schimbările prin care treci acum sunt conduse divin de dorința ta nouă apărută de a-ți deschide inima către iubirea și călăuzirea noastră. Ești protejat acum și în viitor, deci urmează-ți calea către rezultatele fericite pe care le dorești. Îngerii te veghează și te sfătuiesc acest lucru, să faci schimbarea de direcție pentru că va fi benefic pentru tine. În unele cazuri, aici pot să spun că unele persoane își doresc să aibă un copil, dar le e frică de situația financiară prin care trec. Nu vă fie frică, îngerii sunt de partea voastră și vă sprijină în acest demers. Cam atât am avut de spus despre numărul 1 și voi trece la numărul 2. La numărul 2, cineva va da multe bătăi de cap și multe nopți nedormite, însă situația se rezolvă și cred că aici s-ar putea să fie problema despre, posibil chiar și despre o boală, dar există tratamente care se pot face și totul să revină la normal. Nu există ceva care să fie pe termen lung și să nu puteți rezolva. Totul se rezolvă, indiferent de ceea ce este, eu zic că totul se rezolvă în maxim o lună de zile. Trebuie doar să aveți grijă de dumneavoastră și să faceți tratamentele necesare acolo unde este cazul. Pentru că uneori ați dat dovadă de imaturitate și de asta s-a și ajuns la situația în care s-a ajuns. Dar acum sper că v-a fost învățătură și totul să faceți tot ce trebuie, să reveniți la normalitate. Cam atât am avut de spus și pentru numărul 2 și voi trece la varianta numărul 3. La varianta numărul 3, cred că v-ați certat cu cineva, sau dacă urmează să vă certați, este bine să puneți lucrurile în balanță, să vedeți dacă într-adevăr merită sau a meritat să aveți discuția mai aprinsă pe care ați avut-o. Și veți vedea că nu era cazul să se ajungă la așa ceva. Îngerii vă transmit că trebuie să dăruiți și să primiți. Întregul univers funcționează în cicluri similare inspirațiilor și expirațiilor tale. Când doar expiri, dăruiești sau doar inspiri, primești. Ieși din ritmul universului. Pentru sănătate, energie și împlinire optimă, echilibrează fiecare inspirație din viață cu excepție. Și gândiți-vă bine la persoana cu care ați avut discuții și o să vedeți că lucrurile nu sunt chiar atât de rele pe cum ați crezut dumneavoastră. La numărul 4.
La numărul 4 este posibil să aflați că trebuie să faceți o călătorie. Și veți face această călătorie chiar dacă plecați la acest drum un pic mai supărați. Această călătorie o veți face undeva departe, probabil peste un ocean, dar acolo veți vedea că lucrurile sunt foarte bine, întâlnirea cu oamenii dragi dumneavoastră e benefică, iar îngerii vă transmit Marea Albastră vorbește sufletului tău, vindecându-te și liniștindu-te. Chiar și simpla închipuire că te scufunzi în pântecul vindecător al mării are efectele dorite. Dar este mai bine să petreci cât mai mult timp posibil lângă ocean. Permite puterii și frumuseții mării să te curețe de toate grijile și preocupările. Deci veți avea, chiar dacă plecați un pic cu inima strânsă probabil la acest drum, să știți că nu se întâmplă nimic rău și totul va fi bine. Cam atât am avut de spus și la numărul 4. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să vă abonați, să dați un like și să apăsați clopoțelul. Vă mulțumesc! La revedere!